Cocmina a renunțat la vălul ce acoperea fața și a trecut la moda bărbătească, turban, pantaloni și pistol. Femeia colindă satele și dă mâna cu alegătorii, un gest îndrăzneț într-o țară în care femeile nici măcar nu au voie să discute cu bărbați pe care nu-i cunosc. Ia aici, hucucul mergărai de-a căzăta, hucuc mi-te pirar să dă-l-ai nădai. Aua, hucuc păda și să-l ai ce gorși, arai, oa, nu-ți mai să călbau și le-ai bubădicu, nu că vă-mi zirea, hăza, ce gorea și hapachigii. În Afganistan, două femei visează să ajungă președinte. Simpatizanții lor sunt tot din rândul celor fără drepturi. Ma mekhayem ki to kasi bishina ba khoda ma khodam halam megam dafe digam goftam ke qudrat me dashtam zana pacha me kardam chora ke az marda ki marda ke zana sar ma besyar dil sokhtande dilashan sar ma me soza madar az Și totuși Afganistanul mai are de așteptat pentru revoluția feministă. Sondajele arată că primii trei favoriți dintre cei 42 de candidați la alegeri sunt bărbați.